Consiliul Județului a hotărât în ședința extraordinară de astăzi acordarea unor diplome de excelență Universității Dunărea de Jos pentru întreaga activitate educațională, Asociației pentru Persoanele cu Handicap Sporting Club Galați pentru împlinirea a 20 de ani de existență, precum și editurii Galați University Press. A mai fost premiat decanul Facultății de Mecanică, profesorul Cătălin Fătăcău, pentru promovarea valorilor culturale în cadrul facultății. Acordarea diplomei de excelență a Consiliului Județului Galați, Universității Dunărea de Jos Galați, editurii Galați University Press. Acordarea diplomei de onoare a județului Galați, domnului Vasile Cristea, președintele Asociației Persoanelor cu Handicap, Sporting Club Galați. Diplomele și felicitările din partea consilierilor județeni au fost primite cu emoție de reprezentanții acestor instituții. Doamna prorector, vă mulțumim pentru ce a făcut Universitatea Dunărea de Jos pentru Galați. În numele domnului rector Iulian Gabriel Vârsan, vă mulțumesc pentru onoarea pe care ne-o faceți și ne cinstiți astfel. Editura Galați University Press a fost înființată în anul 2007, deci suntem tineri, dar am încercat în acești ani să publicăm tot ce înseamnă manual universitar, revistă, periodice universitare, revistă științifică și, bineînțeles, monografii de cercetare. Vă admirăm curajul și căutăm să ne inspirăm de la dumneavoastră în viața de zi cu zi, care devine din ce în ce mai grea. M-am implicat în această acțiune și această luptă, pot să spun mai ales la începutul anilor 90, pentru că îmi dau seama foarte bine ce înseamnă copilul cu handicap, adolescentul cu handicap, adultul cu handicap. Nu mi-a fost greu, dar în același timp țin să mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi. Este important că, în sfârșit, este recunoscut în mod oficial aportul Universității Dunărea de Jos la evoluția societății gălățene din punct de vedere educațional și cultural.